Rolul virgulei. Informații teoretice și aplicații. Virgula este un semn de punctuație care delimitează grafic unele propoziții în cadrul frazei și unele părți de propoziții în cadrul propoziției sau un semn întrebuințat pentru a arăta când trebuie făcută respirația în timpul unei interpretări muzicale vocale. Când folosim virgula? Virgula se folosește când? Când propoziția este eliptică de predicat. Pentru a izola o apoziție sau o structură apozitivă, explicativă, extinsă de restul enunțului. Înainte de conjuncțiile coordonatoare adversative, dar, iar, ci. Pentru a separa un vocativ sau o interjecție de restul enunțului. Pentru a separa două propoziții principale juxtapuse. Pentru a separa elementele unei enumerații. O propoziție eliptică este o propoziție în care verbul este subînțeles. Acesta se înțelege de cele mai multe ori din text. În cazul acestor tipuri de propoziții, uneori apare virgula ca semn de punctuație care marchează această lipsă. Voi veți pleca mâine, iar noi poimâine. În cazul acesta, rolul virgulei ca semn de punctuație este acela de a marca elidarea predicatului verbal care se înțelege din context. Vom pleca. Voi veți pleca mâine, iar noi vom pleca poimâine. Și în loc de vom pleca, a apărut virgula dintre noi și poimâine. Pentru a izola o apoziție sau o structură apozitivă explicativă extinsă de restul enunțului. Apoziția simplă se exprimă printr-un singur substantiv comun sau propriu sau printr-un adjectiv substantivizat. Stăteam de vorbă cu Lucia, arhitecta, și cu alți prieteni de-ai mei. Am explicat prin cuvântul arhitecta cine este Lucia. Stăteam de vorbă cu Lucia. Care Lucia? Arhitecta. Și l-am așezat între virgule. Apoziție simplă. Apoziția dezvoltată se exprimă printr-o binare de cuvinte. Un substantiv și unul sau mai multe atribute. Eu sunt Budulea, cimpoieșul de la Cocărăști. Explic, da? Cine sunt eu? Care Budulea? Cimpoieșul de la Cocărăști. Și am separat prin virgule. Era casa lui Dănilă. Care Dănilă? Starostele ciobanilor din partea locului. Care Dănilă? Venetic de pe plai. Care Dănilă? Mare baci la bătrânețe. Iată cum toate aceste trei apoziții dezvoltate, practic, au fost separate prin virgulă. În enunțurile de mai sus, da? Virgula, practic, separă aceste apoziții. Înainte de conjuncțiile coordonatoare adversative, lucrul pe care tot îl învățăm de la clasele mici. Înainte de dar, iar, ci, se pune virgulă. Pentru a separa un substantiv, un vocativ sau o interjecție de restul enunțului. Ioane, pleci acasă. Ioane, substantiv, un vocativ, arată o strigare, se separă prin o virgulă de restul enunțului. Copil obraznic. Deci acasă. Aici am o structură invocativă alcătuită din substantivul copil și adjectivul obraznic. Măi. Deci acasă. Interjecția măi este separată prin virgulă. Virgula poate separa două propoziții principale juxtapuse. Da? Deci practic marchează un raport de coordonare. Nu am mâncat nici alune. Prima propoziție. Nu am mâncat nici fistic. A doua propoziție. Ambele sunt propoziții principale și se separă prin virgulă. La fel și tu vrei să mergi acasă, eu vreau să merg la film. Două propoziții distincte, principale, independente, se separă prin virgulă. Raportul se numește juxtapunere, coordonare prin juxtapunere.